Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? Domnule Dragnea, cum vă explicați că toți administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? De ce nu răspundeți la întrebări? Suntem în fața sediului DNA, unde istoria se repetă, doamnelor și domnilor. În 1997, toată conducerea PDSR, în frunte cu deputatul Gabriel Bivolaru, care era anchetat atunci pentru fraude economice, un escroc a falsificat cecuri ale unei bănci. Toată conducerea PDSR-ului în frunte cu Adrian Năstase, Miron Mitrea, venea în fața parchetului să facă zid în jurul lui acest Gabriel Bivolaru, care s-a dovedit a fi un infractor. Astăzi, istoria se repetă. Vedeți, PSD-iștii au venit să facă zid în fața DNA-ului în jurul infractorului Liviu Dragnea, președintele delicvent al PSD. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? De ce nu recunoașteți că administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? Nimic. De ce nu aveți nu vreau să dau. Mergeți la pușcărie pentru Liviu Dragnea? Mergeți la pușcărie pentru Liviu Dragnea? Dacă veți fi spus în această situație, ați avea ce să... Suntem în fața sediului DNA, unde istoria se repetă, doamnelor și domnilor. În 1997, toată conducerea PDSR, în frunte cu deputatul Gabriel Bivolaru, care era anchetat atunci pentru fraude economice, un escroc a falsificat cecuri ale unei bănci. Toată conducerea PDSR-ului în frunte cu Adrian Năstase, Miron Mitrea, venea în fața parchetului să facă zid în jurul lui acest Gabriel Bivolaru, care s-a dovedit a fi un infractor. Astăzi, istoria se repetă. Vedeți, PSD-iștii au venit să facă zid în fața DNA-ului în jurul infractorului Liviu Dragnea, președintele delicvent al PSD. Nu este singurul punct în care ce s-a întâmplat pe vremea lui Năstase se intersectează cu ce se întâmplă acum. Vă mai dau un exemplu. În legile justiției, împotriva cărora au fost mii de oameni ieri seară în stradă și au aruncat cu hârtie igienică în sediul PSD. Legile justiției, pregătite de Florin Ciordache, fost ministru al justiției, conțin un mecanism care funcționa pe vremea Rodicăi Stănoiu, pe vremea când Adrian Năstase era prim-ministru. Este mecanismul care a produs sinuciderea procurorului Cristian Panait. Deci iată, avem de a face cu o mișcare de revenire la ceea ce se întâmpla în vremea guvernului Adrian Năstase. Din nou, exact ca în 1997, când toată conducerea PDSR-ului îl apăra pe excrocul Gabriel Bivolaru, astăzi, în fața DNA, vedeți, conducerea PSD a venit să-l apere pe infractorul Liviu Dragnea. Totuși avem o veste bună, dragii mei, nu am văzut, am studiat acest grup de persoane și nu am văzut interlopii lui Codrin Ștefănescu. Deci n-au adus interlopi și au trimis parlamentarii și alți membrii PSD foarte revoltați. Haideți să-l așteptăm pe infractorul Liviu Dragnea să vedem dacă răspunde la niște întrebări. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? Domnule Dragnea, cum vă explicați că toți administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? De ce nu răspundeți la întrebări? De ce nu răspundeți, domnule Dragnea? Un infractor schimbă legile justiției. Este niña de arma, que estamos sacudiendo.
Intrați în spațiul ăla acolo. Aici dumneavoastră. Domnule Dragnea, un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie? De ce nu recunoașteți că administratorii Teldrum sunt asociați cu fiul dumneavoastră? Liviu Dragnea a părăsit sediul DNA fără să răspundă la nicio întrebare. Cele două întrebări pe care le-am pus astăzi, dacă un infractor schimbă legislația din justiție ca să scape de pușcărie și cum își explică faptul că administratorii Teldrum sunt asociați în firmele fiului lui. N-a vrut să răspundă, jandarmii au făcut un cordon aici care a împiedicat jurnaliștii să-l urmărească și în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție, vedeți, sunt foarte multe persoane, sunt membrii PSD care au venit să-l susțină pe Liviu Dragnea, exact cum vă spuneam și în primul comentariu, cum s-a întâmplat în 1997, când PSD-iști în frunte cu Adrian Năstase, Miron Mitrea
Dan Ioan Popescu au venit să-l susțină pe Gabriel Bivolaru la parchet, în momentul în care s-a deschis o anchetă penală împotriva lui. Gabriel Bivolaru era un excroc care a furat de la bănci cu cecuri false. Haideți să vedeți câtă lume este aici, susținători PSD, îi vedeți aici în spate. Au venit să-l aplaude, exact cum a fost aplaudat Liviu Dragnea la Congresul Tineretului Social Democrat, exact cum a fost aplaudat și Adrian Năstase, dacă țineți minte, când Adrian Năstase a ieșit din penitenciar, s-a dus la Congresul PSD, infractor fiind, condamnat, aflat în suspendarea executării pedepsei, eliberat condiționat, a fost aplaudat la scenă deschisă în Congresul PSD. Ce ne spune treaba asta? Este încă o dovadă, momentul de astăzi, după momentul de la Congresul Tineretului Social Democrat, că PSD este partidul corupților din România, partidul infractorilor, pentru că este singurul partid care are un președinte infractor, singurul partid ai cărui membri și parlamentari au venit la ușa parchetului ca să susțină liderii anchetați penal sau infractori, singurul partid care a aplaudat la congrese infractori, da? Pe infractorul Adrian Năstase și pe infractorul Liviu Dragnea. Urmează să aflăm din comunicatul DNA-ului pentru ce a fost chemat Liviu Dragnea, dacă s-a început urmărirea penală împotriva lui. Pe surse a apărut informația că este vorba de Teldrum, ceea ce ar fi explicabil. Vă reamintesc faptul că Liviu Dragnea a refuzat să răspundă la niște întrebări esențiale, a fugit și astăzi ca un laș, exact așa cum a fugit și la înalta curte când și-a adus interlop ca să încerce să scape de întrebări. Astăzi și-a adus organizația PSD în frunte cu parlamentari de vârf ai acestui partid. Este adevărat că la ședința operativă vi s-a spus că veți fi dați afară dacă se supără Dragnea? E adevărat? De ce nu ați permis? De ce ați brusca jurnaliștii? Întrebări domnului Dragnea. Vă rog, de ce ați brusca jurnaliștii? De ce v-am încercat să nu ați putut? Nu înțelegeți românește, v-am explicat. De ce ați restricționat accesul jurnaliștilor pe domeniul public? Și de ce ați dat cu mine de pământ? Nu am restricționat nimic. Ați brusca jurnaliștii, de ce? Au fost niște măsuri de ordine. Sunt măsuri legale. Sunt măsuri legale. Care legale? Ce lege? Spuneți legea și articolul. Funcția unui demnitar. Spuneți legea și articolul. Am avut de declarat. Puteți spune numele și adresa. Auziți? Toate detaliile care aveți. Mulțumim. E adevărat că la ședința operativă v-au spus că vă fac probleme dacă se supără Dragnea? Vă e frică că vă da afară secretara lui Dragnea? Mașina a făcut un motiv ca jurnalistii să fie adresați chiar la direcția în care se poate să ne facă lucrurile. Dar spuneți-mi și nouă, cine v-a dat ordin? Carmen Tan? Băi, v-ați fost chemat la Sfânt Jandarmeria? Spuneți legea și articolul. Legea și articolul. Legea, legea și articolul. M-ați luat așa și a dat mine de pământ când am plecat de acolo. La ora 22 noapte a fost chemată Carmen Tan și jandarmeria. Directorii jandarmeriei au fost chemați la doamna Carmen Tan. Arătați-mă ce e, doamna Carmen Tan. Nu te acuză nimeni de nimic, trebuie să te liniștești, nimeni nu are nimic cu tine, pur și simplu a fost o licitație mare,
Da? Și atât. Păi știu că nu ai nicio problemă. M-am legitimat de fiecare dată. Dar bineînțeles, dar noi am colaborat tot timpul. Că nu este colaborat tot timpul și n-am fost niciodată nicio problemă. Dar ce contravenție a comis mesul de la dumneavoastră? Contravenție? Da, legea 550 a jandarmeriei spune că jandarmeria are dreptul să legitimeze la acces într-un perimetru restricționat sau dacă o persoană comite o contravenție. Ce contravenție dacă a comis? Comite o contravenție? Da, da, nu știți legea? Mai citiți dumneavoastră și... O știu se... foarte bine. Păi nu știți, dar... Ia spune, și dacă există indicii temenice, da? Mai vedeți că ce, vă contraziceți. Păi da, spuneți ce contravenție a săvârșit dânsul și ce indicii temenice ați avut. Nu a săvârșit nicio contravenție. Păi ce indicii temenice ați avut că dânsul a săvârșit o contravenție astfel încât să legitimați conform legii? Nu l-am legitimat, eu nu știu despre ce e vorba. Păi mai înainte, vorbeam cu domnul, nu are nicio legătură. Deci, nu știți despre ce vorbim. Are legătură pentru că încălcați legea. Nu are nicio legătură. Încălcați legea, faceți acțiuni abuzive în afara cadrului legal care vă este stabilit prin legea 550 a jandarmeriei. Eu puteam o discuție cu domnul. Da. Iar dumneavoastră v-ați băgat jurnaliștii în ce bază legale ați bruscat? Fără să știți despre ce e vorba. Am ascultat asta, nu știu bine. Jurnaliștii în ce bază legale ați bruscat? Unde scrie în legea jandarmeriei că jandarmeria blochează ziariștii să pună întrebări în indemnitate? Iarăși, nu știu despre ce vorbim. Unde? Cum nu știți? N-ați fost aici? Ba da, am fost, dar eu n-am buscat pe nimeni. A, nu știți legea. Păi nu, trebuie să fie o lege. Păi ok, n-ați buscat pe nimeni, dar trebuie să fie o lege. Ce spuneți mie că nu știu legea dacă eu v-am spus că eu n-am buscat pe nimeni? Păi nu, dar eu vă întreb. Păi și eu vă povestesc. Colegii dumneavoastră jandarmi. Colegii dumneavoastră jandarmi au împiedicat jurnaliștii să adreseze întrebări demnitarilor. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ca reprezentant al jandarmeriei, care sunteți plătiți din bani publici să știți legea 550 a jandarmeriei, ce articol din lege, da? În baza cărui articol au făcut colegii dumneavoastră treaba asta? Vă rog să spuneți articolul. De eu vă povestesc că eu am fost aici și am stat. Păi mai înainte ați spus că n-ați fost aici. Nu, am stat lângă domnul Șerat când s-a făcut acel cordon care spune dumneavoastră. Eu nu m-am mișcat și n-am brusat pe nimeni. Nu, eu v-am întrebat legea, ce prevede legea. Eu. Dar eu vă întreb ce prevede legea. Cunoașteți în legea? În legătură cu ce? În legătură cu baza legală în care ați blocat jurnaliștii dumneavoastră jandarmeria să pună întrebări demnitarului. Eu vă spun că eu n-am blocat până, cum pot să vă povestesc? Nu, dumneavoastră trebuie ceva. Să știți legea. Dacă colegii dumneavoastră au acționat legal, dumneavoastră trebuie să spuneți în baza articolului numărul cutare din legea 550. Eu ceva ce nu știu ce s-a întâmplat. Nu, dacă dumneavoastră eu am stat lângă doamna aici. Dumneavoastră fie nu știți legea. Cum să nu știu legea? Păi spuneți-mi articolul. În legătură care cu articol? Ce? În care articol scrie că jandarmeria blochează jurnaliștii să adreseze întrebări unei persoane? Dacă eu nu am stat lângă doamna și n-am blocat pe nimeni, cum putem să-mi adresați mie această întrebare? Dacă eu nu am blocat pe nimeni, de ce mă întrebați pe mine? Întreb legea. Păi cum puteți să mă întrebați pe mine? Păi eu vă întreb dacă știți legea. Eu știu legea. Există un astfel de articol în lege? Cum să mă întrebați pe mine dacă eu am blocat? Păi sunteți reprezentantul jandarmeriei, aveți uniformă, trebuie să știți legea. E un astfel de articol în lege? Eu vă spun că am stat lângă doamna, n-am blocat pe nimeni. Ok, am înțeles asta. E un articol în lege. De ce mă întrebați pe mine? E un articol în lege care permite jandarmeriei, în baza căruia, unde scrie în lege că jandarmeria blochează jurnaliștii să adreseze întrebări unui demnitar. Există un astfel de articol în legea 550? Eu nu am blocat pe nimeni. Nu, dar eu vă întreb dacă e în lege, nu dacă ați blocat. Ce treaba am eu cu dacă este sau nu este? Eu vă spun că păi n-am trebuie blocat. Să știți legea. Păi eu o știu. Și este în lege. De ce mă întrebați pe mine ceva ce nu, ceva nu am făcut? Păi ca să văd dacă știți legea. Că am văzut că pe dânsul n-a știut legea. Facem teste? Da, facem teste, da. Pentru că vă plătim salariile și avem dreptul să facem teste cu dumneavoastră, da? Înțelegeți? Nu știu dacă înțelegeți cine pe cine plătește în discuția asta, da? Dumneavoastră sunteți plătiți din salariile telespectatorilor și cititorilor noștri pe care noi îi reprezentăm aici ca să punem întrebări demnitarilor. Și dumneavoastră plătiți din banii oamenilor care vor să audă răspunsuri, da? Împiedicat jurnaliștii să obțină aceste răspunsuri. Cum am împiedicat eu? Adică vorbiți cu cine? Dumneavoastră jandarmeria. Și eu vă întreb în ce bază legală ați făcut asta. Eu dacă am stat lângă doamna, n-am blocat-o deci pe doamna. Și informațiile necesare luați de către cu... Păi și dumneavoastră nu știți legea? De ce vorba de știu legea? Legea păi și spuneți-mi articolul ce stăm atâta să discutăm. Cum să vă spun ceva? Păi dar spuneți-mi articolul de lege. Păi de ce să vă spun ceva? Articolul cât din legea 550 dacă știți? Luați legătură. E irelevant cine a blocat, eu pun altă întrebare aici. Păi dacă nu... Și atunci... E irelevant și mai ales pentru televiziunea multiplului inculpat Sebastian Ghiță, care este venit aici ca să facă jocurile Mafia TV, despre ce vorbim? Eu mă numesc Laura Cuță. Îmi pare rău, nu dau interviu la Mafia TV. A preferat să se ducă atât cât a putut de repede în mașina care l-a adus.
DNA și a și avut ajutor din partea jandarmilor să se întâmple acest lucru, pentru că s-a format un cordon ca niciodată aici la Sfântul DNA. Jandarmii s-au mobilizat pentru a nu ne permite să ajungem mai aproape de nivoul și să-i adresăm întrebările care, evident, ele sunt în momentul de față pentru să le facem. Dumneavoastră a fost o persoană interpusă, de fapt, Liviu Dragnea a controlat până acum Hotel Drum? Ce spune pe dumneavoastră? Asta cu partea din asta la spune comunicatul. Dumneavoastră ce aveți de zis, domnule Pitici? Nimic. De ce nu aveți nu de vreau zis? Să mergeți la pușcărie pentru Liviu Dragnea? Poftiți? Mergeți la pușcărie pentru Liviu Dragnea? Da, dacă veți fi spus în această situație, ați avea ce să spuneți? Sunteți, vă rog frumos, mă lăsați, domnul Sămer, sunteți vinovat sau nevinovat? De acuzațiile pe care vi le-am spus de la DNA, dau nicio declarație. Vă rog, că ați câștigat fără să aveți documentație, fără să participați la o licitație deschisă. Multe acuzații multe grave. Acuzații. Ar fi bine să ne spuneți ce constituirea unui grup infracțional. Sunteți membru unui grup infracțional, domnule Pitiș. Liviu Dragnea este cel care controla, conducea acest grup. L-ați văzut pe Petre Pitiș ieșind din sediul DNA, a fost foarte speriat când i-am pus întrebarea cheie pentru el. Dacă este dispus sau nu să meargă la pușcărie pentru Liviu Dragnea. Uitați-vă atent, derulați înapoi și uitați-vă la privirea lui. De ce? Pentru că Petre Pitiș este omul cheie al dosarului în care Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare astăzi. Pentru abuz în serviciu, pentru constituire de grup infracțional organizat, pentru fraude comise cu fonduri europene. Practic, acest dosar, deși este vorba despre niște licitații pentru asfaltări de drumuri pe fonduri europene, practic, acest dosar este dosarul Teldrum. Pentru că procurorii, care astăzi au pus mai multe persoane sub acuzare, inclusiv pe Petre Pitiș, care este director general Teldrum, este prieten din copilărie cu Liviu Dragnea, este omul de casa lui Liviu Dragnea, locotenentul lui de business, da? Cel care a ieșit ultimul, l-ați văzut, l-am întrebat dacă e dispus să meargă la pușcărie. De ce? Pentru că el are de făcut un calcul simplu. Nu spune nimic și își agravează situația judiciară sau colaborează cu anchetatorii și își îmbunătățește situația judiciară. Conform legii, pedeapsa lui se poate înjumătăți. Nu știm dacă va spune, pentru că Petre Pitiș este omul cel mai apropiat al lui Liviu Dragnea legat de Teldrum. El este asociat și administrator în firme ale fiului lui Liviu Dragnea. Despre ce este vorba cu acest dosar? Conform comunicatului de presă al Direcției Naționale Anticorupție, în urma unei sesizări a Oficiului European Antifraudă, OLAF, s-a început ancheta. Sesizarea este legată de asfaltarea unor drumuri cu fonduri europene, asfaltare care a fost făcută de către firma Teldrum și
proiect în care s-au falsificat diverse documente. Atât documente pentru ca firma să pară că este eligibilă pentru acele finanțări, cât și ulterior documente privind cheltuielile de finanțare a asfaltării. Cât a costat asfaltarea în sine, au supraevaluat cheltuielile ca să încaseze acești bani europeni. Pornind de la această sesizare de la OLAF, procurorii DNA au mers în urmă și explică în comunicatul de presă, aveți linkul atașat acestui video, puteți să îl urmăriți, îl găsiți pe blogul meu, da? Procurorii explică cum a fost privatizat fraudulos Steldrum. Este ceea ce spune presa de investigații de ani de zile, este ceea ce am spus și eu în nenumăratele mele intervenții. Practic avem pentru prima oară un document oficial de la parchet în care se confirmă ceea ce au spus jurnaliștii până acum. Ultima persoană care a părăsit sediul DNA și a plecat cu un duster tunat alb pe această stradă, a plecat foarte îngrijorat, este acest domn Petre Pitiș, omul de casă al lui Liviu Dragnea. Este cel care, ca să vă dau câteva exemple, este administrator în firma fiului lui Dragnea, Valentin Dragnea, firma Zoveg 2010, care firmă este proprietar la o altă firmă. Deci sunt băgat, vă dau, ăsta este un singur exemplu. Este omul care a condus Consiliul de Administrație al Teldrum atunci când Teldrum a cedat hotelul Turis către nevasta lui Liviu Dragnea, hotel care este acum în declarația de avere a lui Liviu Dragnea și pentru care Liviu Dragnea, dacă ar fi trebuit să plătească rate la valoarea hotelului, din veniturile lui de bugetar, ar fi trebuit 2000 de ani să achite rate. Comunicatul de presă al DNA-ului, care reflectă o parte din ceea ce este în dosar, descrie practic exact cum s-a fraudat privatizarea Teldrum, cum a controlat Liviu Dragnea această companie, cum a stors bani prin această companie, bani publici, cum în mod ilegal și printr-un grup infracțional organizat și-a oferit diverse beneficii lui, familiei lui, fiului lui, sponsorizări pentru partid. Deci, practic, acesta este dosarul Teldrum. Sunt 5 infracțiuni, vă repet, de care este acuzat Liviu Dragnea. Abuz în serviciu, este un prejudiciu de 21 de milioane de euro fonduri europene și 30 de milioane de lei fonduri de la bugetul de stat. Deci domnul Iordache a trebuit să pună un prag cam mare la abuzul în serviciu, da? Ca să-l scape pe domnul Liviu Dragnea. Comunicatul prezintă pe larg toate aceste informații. Cât de gravă este situația, ați văzut în privirea infractorului șef al PSD și când a intrat și când a ieșit, dar mai ales când a intrat la DNA, pentru că el știa de ce este chemat, când l-am întrebat, i-am pus întrebarea pe care o pun de foarte multe luni de zile, pentru că este întrebarea esențială pentru România anului 2017, dacă un infractor schimbă legile justiției ca să scape de pușcărie. Ați văzut privirea lui, a spus totul. În momentul de față, Liviu Dragnea, președintele infractor al PSD, președintele infractor al Camerei Deputaților, este la al treilea dosar penal. Acesta este cel mai grav, să știți. Sunt foarte multe infracțiuni. Constituire de grup infracțional organizat, prejudiciu foarte mare. Nu văd cum va putea să scape de treaba asta. Este la al treilea dosar. Vă reamintesc că a fost condamnat în dosarul referendumului cu suspendare, deci este infractor conform în alte curs de casație și justiție. Are al doilea dosar pe rol la înalta curte, unde este acuzat că a furat din banii orfanilor din Teleorman ca să plătească niște secretare. Și acesta este dosarul greu, dosarul pe care l-a așteptat toată România. Dosarul în care procurorii au luat și au explicat și au instrumentat modul în care Liviu Dragnea și-a făcut averea uriașă prin intermediul Teldrum, furând această societate, practic prin interpuși, de la statul român și apoi prin această societate, furând proprietăți care au fost ale statului, hotel, terenuri de vânătoare, ferme și așa mai departe, către firmele fiului lui sau firmele clanului Liviu Dragnea.